Evlavie ție, pământule bun, în sânul tău doarme trecutul străbun. Locuitorii orașului Ștefan Vodă au marcat la 25 aprilie Ziua Pământului. Acțiunea are loc tradițional an de an și este dedicată ocrotirii planetei. Startul evenimentului a fost unul oficial, iar parcul central al urbei s-a transformat joi cu în unul plin de tinerețe, entuziasm și dorințe aduse pământului pe parcursul săptămânii, uite așa, din instituție în instituție, din cartier în cartier, în orașul Ștefan Vodă, se întâmplă ceva minunat. Oamenii se curăță înainte de florii și tot astăzi, chiar ne-am propus să desfășurăm această sărbătoare frumoasă, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Florilor de Primăvară! Am implementat în orașul Ștefan Vodă, în orașul dumneavoastră și a nostru de Baștină, am implementat o tradiție care o să urmăm an de an. Și nu degeaba, adică nu în zadar s-a ales anume acest loc, fiindcă aici ne aflăm la kilometru zero a orașului nostru. Trebuie să o știe toți și fiecare în parte. Aici este kilometru zero. De aici a început construcția orașului în care ați venit dumneavoastră să conviețuiți, să trăiți. De aici a început comunitatea noastră. De aici mergem mai departe și vom merge atâta timp cât acest oraș va fi populat de oameni și cred că veacuri și multe, multe veacuri înainte. Tatiana Marin, președinta Mișcării Ecologiste din raionul Ștefan Vodă, a îndemnat tinerii să devină proactivi în protecția mediului. O acțiune de neuitat, o acțiune care să ne bucure atât pe noi cât și terra noastră. Deci știți că anul acesta genericul sărbătorii este pământul vis-a-vis plastic. Un fapt puțin cunoscut despre pământ este șoapta pământului, un zgomot de fundal seismic cauzat de activitatea oceanică. Studiile arată că acest fenomen poate ajuta la monitorizarea schimbărilor climatice. Cel mai fertil este solul bogat în cernozeu. Acesta conține ameliorat cu îngrășăminte organice, nu are nevoie de suplimente minerale. Anul curent se împlinesc exact 10 ani de când a fost lansată campania securității solului. Ziua de azi este foarte importantă și pentru noi maturii, fiindcă vedem cum crește viitoarea generație și viitoarea generație trebuie să știe și să înțeleagă că ei sunt urmașii noștri și tot ce facem noi, facem pentru ei. Și evident că ei vor face, fiind la vârsta lor, la o vârstă care o avem noi, vor face, adică vor prelungi lucrul nostru. Și ei trebuie să înțeleagă că pământul întreg este casa noastră. Autoritățile locale din Ștefan Vodă spun că cel mai important dar de la Dumnezeu este pământul pe care trăim, iar oamenii nu trebuie să uite că ceea ce semeni, aceea și culegi, motivându-i astfel să fie precauți cu planeta. Casa noastră nu se termină după ușa apartamentului sau după poarta ogrezei. Curțile comune, orașul, raionul și întregul pământ, tot este casa noastră. Și cum ne purtăm acasă, exact așa trebuie să ne comportăm și în afara casei. Îngrijirea mediului este una din puținele îndatorii fundamentale care sunt consfințite inclusiv și în Constituția Republicii Moldova. Toate nevoile sau calamitățile care se întâmplă ultimul timp deseori sunt și din vina noastră. După lansarea evenimentului oficial, cei peste 60 de tineri aflați în centrul orașului au primit mănuși și saci și au fost îndemnați să curețe parcul din centrul urbei. Anual de Ziua Pământului, tânăra generație merge în unul din cele 7 parcuri din orășel și strâng gunoaiele menajere lăsate de localnici. Este o acțiune de salubritate, dar totodată de atenționare a locuitorilor că în locurile de odihnă și în locurile publice trebuie să păstrăm curățenia. Astfel intenționăm să invităm, să îmbolnăvim în sens pozitiv al cuvântului majoritatea locuitorilor orașului și nu doar a orașului, ci și vizitatorii raionului, ca să strângă, poate nu în orașul nostru, poate nu în raionul nostru, dar la locul lor. Elevii de diferite vârste condamnă pe cei care nu respectă mediul înconjurător și transformă zonele de relaxare în adevărate gunoiști.
Gumaie de astea, plastic. Musor. Plastic, aluminiu, cu asta ecologic, salvăm lumea, pământul. Sticle de la băuturi, de la energetici. Facem bine la pământ și pentru toată lumea, curățenie. Mai multe ori pe an venim cu toată clasa, de exemplu, la începutul toamnii sau la începutul primăverii. După asta avem încă campanii de salubrizare și voluntari în tot între clase și, după câte vedeți acum, de Ziua Pământului. Deci e timp de 20 de minute, așa-i? Da. Deci în părculețul ăsta am strâns cât saci, copii? 22. 22 de saci. Ce am strâns mai mult? Ce ați găsit voi mai mult aici? Mai multe bănci de fier. Plastic, hârtii, gunoaie. Deci vreau să zic că, într-adevăr, anul acesta este anul plasticului și, într-adevăr, copiii, tinerii noștri s-au adeverit că acțiunea este în folosul terei și nu tera cu plastic. Surpriza evenimentului a fost un coș plin cu bule din pământ în care se aflau semințe de flori. Copiii au fost îndemnați să se întreacă la aruncat. Aici sunt niște buline, în interiorul lor se află semințe de flori. Da, și ca aceste flori să răsară, noi trebuie să le aruncăm în spațiul liber și ele la dezolvare. Când va fi ploaie la dezolvare, după asta vor apărea flori și vom avea foarte, foarte multe covorașe cu flori. Vă rugăm să vă apropiați, să luați câte două biluțe și... Ziua Pământului este marcată în orașul Ștefan Vodă al 10-lea an consecutiv.